Hai noroc! Băi, fraților, FC Argeș se pare că este marea bombă a zilelor în materie de transferuri. Și ce o să mă amuze pe mine cel mai tare este că voi vorbi puțin despre ceea ce am discutat în trecut, despre potențialul transfer la al lui Ișvan Rapid, care din fericire nu s-a mai făcut. După cum bine știți sau nu, pe Ișvan a luat una dintre care, nu știu exact care, cred că aia care pe loc de play-off, bănuiesc. Și acum ies mulți să declare că nu face bani Ișvan. Și n-a plecat pe 3 milioane, cum ziceau la între 750.000 și 3 milioane de vânzare. Primarul parcă a zis că asta se întâmplă la Pitești, un oraș luxurian, cosmopolit, în care nu mai lipsește nimic și primarul a trecut la echipa de fotbal, care joacă pe stadion nemaipomenit și are, se ridică la nivelul istoriei pe care o avea pe vremea când juca Dobrin acolo și are și pe deasupra sute de mii de suporte. Revenim la asta. Ișvan ăla care valora între 750 și 300 de mii și 3 milioane sau între 1 milion și 3 milioane, nu mai știu că v-am zis la un moment dat, a plecat la Craiova. Nu știu exact care e suma. Din ce am văzut se vehiculează 250 de mii și 650 de mii plus 25%. În tot caz este... Sunt niște sume enorme pentru un fotbalist care a dat 7 goluri. Atât a dat Ișvan. Un fotbalist care zic ăștia că e tânăr. Bă, tânăr e relativ, că și eu mă simt tânăr la 35 de ani, de exemplu. Acum știți cum e cu tinerețea. El are 23 de ani, băiatul ăsta are 23 de ani. Și ce să zic? La 23 de ani are niște cifre banale, care nu valorează nimic din punct de vedere fotbalistic. Din punctul meu de vedere, ca să bag două puncte de vedere ca o enumerație repetitivă. Și totuși este mare vârvă și mulți zic că nu face bani. Dar nu-i face bani, nu trebuia să vină Prunea sau Pleșean să zică asta. Trebuia să zic eu, adică vreau să mă asculte pe mine lumea și sper că pe la Rapid pe acolo au fost oameni care nu știu dacă m-au ascultat neapărat, dar măcar au gândit ca mine. Măcar au asculta logica. Ișvan e un fotbalist pe care să dai, nu știu, câteva zeci de mii în cel mai bun caz și să păstrezi 50%, ok. Păstrează 50% dacă îl crezi bun. Ai încredere că pleacă de la Rapid, care are și lie, să zicem. 40%, nu știu, dar mai mult pentru ce. A plecat, probabil că va fi detalia lui Miculescu, o țeapă bine, mai mică că, o să, că a fost mai ieftin. Da, na, tot fotbalist de genul la care am zis, la 23 de ani. Dacă era tânăr, avea 17 ani. Avea cifrele astea la 17 ani, de exemplu. Dacă lui era 17 ani cu 650.000 și avea parcursul ăsta, da, era un fotbalist ok, dar la 23 de ani deja... Scuzați-mă, dar... La 23... Trebuia să ai, nu știu, să fi câștigat campionatul cu Argeș și să fie și golgheter ca să valorezi atâta din punctul de vedere. Revin. Nu s-a făcut nici fan, mai se vorbește de Garita. Un atacant care până să vină la Argeș, și foarte important de menționat, asta n-a jucat decât la Liga a 4-a, nici măcar la Liga 3-a, cred că a jucat prin, doar la Liga 4-a, a jucat prin Franța și prin Anglia. Bine, acum nu știu cum sunt categorisitele, s-ar putea să fost și prin Liga 3-a, dar oricum, e un fotbalist slab, a dat 7 goluri în turie, adevărat, niciunul din 11 metri, asta contează, dar vin mai aminte și pe Marele, care a dat, a avut un sezon nemaipomenit la FC Argeș și după aia a plecat de acolo și nu a mai jucat nimic și nici nu jucase până mai înainte nimic. Da. E, Garita e un fotbalist pe care, să zicem, poți să-l transferi, dar să-l transferi în niște condiții, cum să spun eu, na, de... Nu știu, de austeritate absolută, adică să-l iei pe niște bani avantajos, la final de contract, o chestie asta și să-l încerci. Pentru că altfel o să ajungă ca Duganzic sau Lucasen. A, o să ziceți Duganzic, păi Duganzic are 9 goluri. Da, corect. Duganzic, dacă mai dă 2-3 11 metri, o să ajungă golgheterul campionatului. Da. Dar nu despre asta e vorba. Că dacă dai numai din 11 metri, este relativ. Trebuie să dai din acțiune. Duganzic din acțiune, de vorbire, care doar 4 goluri. Și asta e foarte puțin pentru un atacant. Contează și azi din 11 metri. Nu zic că nu, mai ales când aduc puncte, dar prea puțin. Ideea este că există la Rapid Lucasen și există Duganzic, sunt doi atacanți submediocri în continuare, cred asta, și Garita nu e cu nimic mai presus decât ei. Iar dacă l-aduci pe Garita, pentru ce?
că e peste Voitu și peste Marzuc, peste ăștia care deja au plecat, sau Marzuc nu știu dacă a plecat, dar fine, oricum nu mai joacă de un an, de jumătate de an. Se poate, da. Tu ai nevoie de un atacant care să te bazezi pe el, că îți dă gol, la, măcar un gol pe meci, sau dacă nu-ți dă un gol pe meci, ok, nu-ți dă un meci, sau îți dă 2-3 în alt meci. Despre asta e vorba. Asta înseamnă să fii atacant, asta înseamnă să fii un fotbalist. De gura porcii, asta înseamnă, în primul rând, să fii adus pe bani buni. Că asta încerc eu să explic, că dacă se cer niște bani, trebuie să livrezi, trebuie să livrezi în fața porții. Că altfel, pentru ce să fii adus? Să fii adus doar așa de, nu știu, dragul de a avea cu numele atacat, nu. Cu alte cuvinte, eu consider că, nu știu, Garita nu este un transfer reușit sau este un transfer reușit în contextul în care s-ar aduce acest jucător pe bani puțini. Bineînțeles, primarul de la Pitești, cum am mai spus, l-a declarat netransferabil imediat după ce a porținut informații. Eu cred că e o vrăjeală mare. În primul rând, eu nu înțeleg ce caută un primar să vorbească despre un club de fotbal. Ăsta este unul dintre motivele pentru că Dan Șucu spune că drepturile TV trebuie împărțite după audiență și nu după locul în clasament. FC Argeș și anul trecut a fost Ciuca Bătăilor în play-off, a intrat acolo accidental și acolo a fost pur și simplu tăvălită de toată lumea. Mai mult sau mai puțin pe bune, asta este o chestie pe care nu stau acum să o dezbat și nici să o analizez, nu mă interesează. Dar primarul ăla într-un oraș ca Piteștiu, care e un oraș, nu știu, cât știți, da? Piteștiu arată, cum să vă zic eu, e ceva, nu s-a schimbat nimic, practic, de pe vremea lui Ceaușescu. Dacă vă puteți închipui, nu știu câți ați fost, nu știu. E un oraș cenușiu, un oraș care n-are absolut nimic. Un oraș în care stadionul echipei de fotbal pe care primăria Sancheu susține, că altfel nu știu ce caută primarul acolo, este un stadion probabil din care n-a mai suferit nicio ajustare din punct de vedere al modernizării și al majorului prin anii 60 sau 50 de când a fi fost construit, anii 60 din 1900, la asta mă refer, că înainte n-a. Așa? Deci cam asta e despre acest club, se zice că e unul de tradiție și despre asta vorbește primarul. Un club dintr-un oraș care practic n-are nimic, are câțiva suport, dar nici nu vezi bine. Arată mai rău decât stadionul din Dinamo. Dacă sunteți de acolo, îmi pare rău și vreți să, mă contraziceți, vă zic adevărul. Acum, dacă voi credeți că e un oraș minunat și că are un stadion nemaipomenit și o echipă formidabilă, ok. Da. Eu vă zic care e realitatea și primarul ăsta vorbește, care nu știu în ce calitate vorbește. Pentru că primarii români trebuie să facă alte chestii, pentru că România arată cum arată. Nu doar Pitești. Pitești a venit că a fost contextul acum. Despre asta e ideea. Deci probabil că dacă ai primarul că e netransferabil, probabil că se discută și poate se va ajunge la un consens. Eu sincer nu vreau pe băiatul ăsta la Rapid, pentru că nu mi se pare cu nimic ieșit din comun, dar dacă se negociază un preț bun, poate măcar mai pune acolo niște presiune pe Luca să-și ducă și poate o să rateze mai puțin. Acum să vedem. Pentru un loc bun în play-off, ai nevoie totuși de un pic de concurență, chiar dacă e una mai de proastă calitate. Că de bună calitate e adevărat, nu prea ai de unde să aduci. De unde să aduci cu fotbaliști de atac, de o calitate superioară. Nu se poate, din păcate. Asta e. Revenim, așteptăm să vedem ce se mai întâmplă pe piața transferurilor și mai vin și eu cu una alta pe aici, ca să discutăm. Hai, vă pup!